Recep Tayyip Erdogan avertizează România și celelalte state UE, nu vă puteți juca cu mândria noastră. Presubliniere din teleturc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni Ankara îi va cere Uniunii Europene întregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de către blocul comunitar pentru refugiați sirieni aflați pe teritoriul Turciei, în cadrul unei reuniuni ce va avea loc săptămâna viitoare, relatează agenția DPA. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a afirmat că a început să pregătească un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiați din Turcia, scrie Ager Press. Nu vă puteți juca cu mândria noastră, a declarat Erdogan, susținând că Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet de ajutor, tot de 3 miliarde de euro. Turcia oferă servicii, inclusiv în domeniul educației, sublinierea ICEL al SNTC-ii, unui număr de peste 3 milioane de refugiați sirieni aflați pe teritoriul său, a precizat Erdogan. Turcia, sublinierea Uniunea Europeană, au încheiat un acord în 2016 în baza căruia Ankara a ajut la stabilirea a fluxului de refugiați, sublinierea imigranți către Europa, majoritatea provenici din Siria, în schimbul unui ajutor financiar pentru gestionarea de către Ankara a problemei nou sosicilor. UE a afirmat că a alocat deja 1,85 miliarde de euro pentru proiecte în Turcia, din prima transubliniere, pentru a ajuta milioane de sirieni, sublinierea ICE întreaga sumă de 3 miliarde a fost contractat cu organizații umanitare. Erdogan urmează să se întâlnească cu un alt oficial ai UE în ora sublinierei bulgar Varna pe 26 martie. Relațiile dintre UE sublinierei Ankara au fost tensionate ani de zile, înrucindu-se ca urmare a represaliilor după tentativa e subliniere UAT de puci din Turcia din 2016. De asemenea, obiectivul Ankarei de aderare la UE a fost în mare măsură abandonat.